Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la prognoza meteo. Vremea se va încălzi față de ziua precedentă. Cerul va fi variabil ziua și temporar noros noaptea. Vântul va sufla de la slab la moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 12 și 15 grade, iar cele minime între 1 și 4 grade. Pentru municipiul Zalău, Administrația Națională de Meteorologie a prognozat azi o zi însorită, cu temperaturi plăcute din punct de vedere termic, unde maxima a atins 13 grade în miezul zilei, iar la noapte minima se va opri în jurul valorii de 3 grade. Mâine, meteorologi anunță vreme cu temperaturi asemănătoare în toate cele patru orașe ale județului Sălaj. În Șimleu, Silvaniei, temperatura maximă va ajunge la 14 grade în miezul zilei, iar noaptea minima va scădea la 2 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în municipiul Zalău, unde, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, maximele vor atinge 14 grade în miezul zilei, iar minima va coborî la 2 grade. La fel va fi și în Jibou și Cehul Silvaniei, unde maximele vor atinge 14 grade ziua, iar noaptea temperaturile minime vor scădea la 2 grade. În zilele care urmează, vremea se menține plăcută din punct de vedere termic, astfel temperatura maximă va ajunge până la 14 grade Celsius. În cursul zilei de vineri, maxima va atinge 14 grade în timpul zilei, iar noaptea minima va scădea la 2 grade. Sâmbătă vom avea parte de o zi parțial însorită, astfel maxima va ajunge la 13 grade în miezul zilei, iar noaptea minima se va opri la 4 grade. Temperaturi asemănătoare vom avea și în cursul zilei de duminică, astfel maxima se va situa în jurul valorii de 13 grade, iar noaptea temperatura minimă va coborî la 4 grade. Sunt Anca Olăhuț și vă aștept și la următorul buletin informativ cu noi informații despre vreme. Mai multe detalii legate de prognoza meteo o puteți găsi însă și pe site-ul nostru www.salajanul.ro. La revedere!